dictatorial, Platforma de Unitate și Adevăr face apel către toate partidele reformatoare și antioligarhice care se bucură de încredere populară să procedem neîntârziat la discuții publice privind consolidarea eforturilor împotriva regimului Plahotniuc, inclusiv prin desemnarea unui candidat unic la funcția de președinte și elaborarea strategiilor privind declanșarea alegerilor parlamentare anticipate concomitent cu cele prezidențiale. Un termen rezonabil în acest sens considerăm a fi data de 20 iunie 2016. Totodată, pentru a ține cont de voința reală a electoratului, facem apel către toți cetățenii țării ca prin intermediul rețelilor de socializare să se implice în discuții și să plaseze postări publice în spațiul online, incluzând în text eticheta Diez, președintele meu este, formulând care anume sunt, în opinia lor, caracteristicile și capacitățile pe care ar vrea să le aibă următorul lor președinte. Scopul acestei acțiuni este de a facilita identificarea, în cel mai obiectiv și transparent mod posibil, a profilului candidatului pe care și l-ar dori electoratul la funcția de președinte al Republicii Moldova, evitând astfel eventuale înțelegeri din umbră, interese personale sau politice de grup, optând în schimb pentru mecanisme ale democrației participative, în conformitate cu rezoluțiile populare adoptate în cadrul acțiunilor de protest. Chișinău, opțiune 2.